Funguța cu doi bani de Ion Creangă. A fost odată un moș și o babă. Baba avea o găină și moșul un cucoș. Găina babei se oua de două ori pe zi și baba mânca o mulțime de ouă, iar moșneagului nu îi dădea niciunul. Moșneagul îi zise într-o zi babei: "Măi, babă, mănânci ca-n târgul lui Cremene, ia dă-mi și mie niște ouă." "Da, cum să nu, dacă ai poftă de ouă, bate și tu cu coșul să facă ouă. Eu tot așa-mi bătu găina mea și ia cătă ce ouă face." Moșneagul, pofticios, se ia repede după gura babei, prinde cu coșul și îi dă o bătaie bună zicând: "Na, na, ori te ouă, ori du-te de la casa mea, ca să nu mai strici mâncarea degeaba." Cucoșul, cum scăpă din mâna moșului, fugi de acasă și începu a umbla pe drumuri. Și cum mergea el așa, numai ia că găsește o punguță cu doi bani. Și cum o găsește, o ia și se întoarce cu dânsa înapoi spre casa moșneagului. Pe drum întâlnește o trăsură cu un boier. Boierul se uită la cucoș, vede în clonțul o punguță și zice vezeteului: "Ia dă-te jos! Vezi ce are cucoșul acela în plisc." Vezeteul se dete jos și cum face, cum nu face, prinde cucoșul și luându-i punguța, o dă boierului. Cucoșul supărat nu se lasă și se ia după trăsură zicând: "Cucurigu, boieri mari, dați punguța cu doi bani." Boierul înciudat, cum ajunge în dreptul unei fântâni, zice vezeteului: "Ia cu coșul ăsta obraznic și aruncă-l în fântâna aceea." Vezeteul iar se dă jos, prinde cu coșul și la zvârle în fântână. Cu coșul văzând această mare primejdie, ce să facă? Începu a înghiți la apă și înghite și înghite, până ce înghite toată apa din fântână, apoi zboară de acolo afară și se ia iar după trăsură. "Cucurigu, boieri mari, dați punguța cu doi bani." Boierul, cum ajunge acasă, zice unei babe să prinde cu coșul și să-l arunce în cuptor. Baba face cum zice stăpânesu și aruncă cu coșul în cuptor. Cucoșul, cum vede asta mare îndreptate, începe a vărsa la apă și toarnă toată apa aceea din fântână până când se stinge focul. Apoi se duce la fereastra boierului și începe a bate în geam cu ciocul și a zice: "Cucurigu, boieri mari, dați punguța cu doi bani." Boierul supărat îi spune vezeteului să ia cucoșul și să-l zvârle în ciriada vitelor, cu gândul că poate vreun buhai l-o lua în coarne și s-o scăpa de supărare. Vezeteul ia cucoșul și-l zvârle în ciriadă. Ei, atunci să vezi bucuria cucoșului, înghițea la boi, la vaci și la oi, până se isprăvi toată ciriada. Apoi veni iar la geamul boierului și iarăși începu: "Cucurigu, boieri mari, dați punguța cu doi bani." Boierul nu mai știa ce să facă și cum sta pe gânduri numai ce zice: "Am să-l închid în cămara cu bani, poate că înghițind galbeni s-o uneca cu vreunul și om scăpa de dânsul." Și-l aruncă pe cucoș în cămara cea plină cu bănet. Atunci cucoșul înghite toți galbenii și lasă cămara pustie. Apoi se duce iarăși la fereastra boierului și iar începe: "Cucurigu, boieri mari, dați punguța cu doi bani." Boierul, văzând până la urmă că n-are ce-i face, îi a zvârli punguța. Cucoșul o ia și se duce în treaba lui. Atunci toate păsările din ograda boierească, văzând vitejia cucoșului, s-au luat după dânsul, deci se părea că e o nuntă și nu altceva. Când ajunge cucoșul la casa moșneagului, se oprește la poartă și începe a cânta: "Cucurigu, cucurigu." Moșneagul, cum aude glasul cucoșului, iese din casă și când aruncă ochii spre poartă, ce să vadă?
cu coșul său era ceva de speriat. Elefantul ți se părea cât un purice pe lângă acest cucoș și apoi în urma sa veneau cârduri nenumărate de păsări, care de care mai frumoase și mai cochete. Văzând toate acestea, moșniagul i-a deschis poarta. Atunci cucoșul i-a zis: Cucurigu, stăpâne, așterne o pătură aici în mijlocul ogrăzii. Moșniagul, iute ca un prâsnel, așterne pătura. Cocoșul se așează pe pătură, scutură puternic din aripi și de îndată se umple ograda moșniagului de păsări și de cirezi de vite. Iar pe pătură turnă cucoșul o movilă mare de galbeni care străluceau la soare de îți luau ochii. Moșniagul, văzând aceste mari bogății, nu știa ce să mai facă de bucurie, sărutând mereu cucoșul, dezmierdându-l și cerându-i iertare că se luase după gura babei și îl bătuse. Baba, când a văzut toate acestea, nu mai sclipeau ochii din cap și plesnea de ciudă. Apoi spuse moșniagului rușinată: Moșnege, dă-mi și mie niște galbeni. Ba, pune-ți pofta în cui, mă, babă, când ți-am cerut ouă, tu ce mi-ai spus? Bate acum și tu găina ta să îți aducă galbeni, că așa am bătut eu cu coșul, că știi tu din a cui vină și iată ce mi-a adus. Atunci baba se duce împoiată, apucă găina de coadă și o ia la bătaie, deci venea să-i plângi de milă. Biata găină, cum scăpă din mâna babei, fugi pe drumuri și cum mergea pe drum, găsește și ea o mărcică, o înghite, apoi repede se întoarce acasă la babă și începe de pe la poartă să cotcodăcească. Cotcodac, cotcodac! Baba iese cu bucurie înaintea găinii, găina sare peste poartă, trece iute pe lângă babă, se pune pe cuibar și după vreun ceas de ședere sare de pe cuibar cotcodăcind. Baba se duce atunci să afle ce a făcut găina și când se uită în cuibar, ce să vadă? Găina o oase o mărgică. Baba, când vede că și-a bătut joc de ea, o prinde și o bate și o bate până o omoară. Și așa baba cea zgârcită și nebună a rămas de tot săracă lipită pământului. Moșneagul însă și-a făcut o casă mare, o grădină frumoasă și trăia foarte bine. Pe babă din milă a pus o găinăriță, iar pe cucoș îl purta în toate părțile după dânsul cu o salbă mare de aur la gât și încălțat cu ciuboțele albe și cu pinte la călcâie. De ți se părea că e un irod din cei frumoși, iar nu un cucoș de făcut cu borș. Și încălecai pe o lingură scurtă să trăiască cine ascultă și încălecai pe un fus să trăiască cine a spus.